Bună ziua, stimați elevi! Mă numesc Lucia Bivo și astăzi, la lecția de dezvoltare personală, vom demonstra că doar prin muncă și perseverență reușesc în viață. Ar trebui să încercăm mai mult să ne dăm seama care este munca și ce contează în cazul fiecăruia dintre noi. Cum putem să ne valorificăm talentele și abilitățile și cum putem face bani din munca ce ne place? Munca, elev, este sănătoasă când ești pasionat de ea și păstrezi un echilibru. Trebuie să ne punem constant întrebarea: cum pot, prin munca mea, să aduc valoare în viața oamenilor și să las această lume mai bună decât am găsit-o? Și cum pot să mă dezvolt cel mai bine posibil prin activitățile pe care le fac eu? Cu fiecare muncă bine făcută, tu te dezvolți. Este puțin probabil să poți face impecabil de la început o muncă mai complicată și mai dificilă și este puțin posibil să faci bine în modul cel mai reușit orice muncă în diverse domenii. Dar experiențele pe care le-ai dobândit pe parcurs, perfecționându-te în jocurile simple, te vor ajuta cu siguranță să te descurci în cele cu responsabilitate și mai mare. Și acum, cât de mult muncești tu ca să dai totul? Cât timp stai în zona de confort, nimic spectaculos nu se va întâmpla cu viața ta. În prezența provocărilor, ești pus în situația de a găsi soluții și de a face schimbări, de a te autodepăși. Asta, elev, duce la o evoluție sănătoasă și te face om. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât mai complet ești și mai capabil de a rezolva sarcini tot mai complexe. Nu e vorba de a fi cel mai bun, ci de a fi mai bun decât ai fost ieri. Nu trebuie să concurezi cu nimeni altcineva decât cu tine însăși, cel de ieri. Puterea minții este cea care poate transforma un om sărac într-unul bogat și un om bolnav în unul sănătos, un om de insucces în unul de succes. Așadar, efortul continuu, nu puterea sau inteligența, este cheia care îți descătușează potențialul. Cultul muncii se dobândește prin muncă și prin cultivarea unor concepte sănătoase despre ea. În timp ajungi să te identifici cu munca, să fie chiar a doua ta natură, să faci ușor trecerea de la distracție la muncă. Toate acestea se întâmplă pentru că muncești zi de zi și din plăcere și la fel ai mereu în minte scopul acela mai mare decât tine, căruia tu te dedici. Elevi, este de datoria fiecărui om să-și găsească vocația. Doar atunci munca nu mai este muncă. Venind din pasiune, o percepi ca pe un act de creație, indiferent de domeniul în care activezi. Sindromul mâine e luni, ți-e străin și viața ți este luminoasă, energizată de ajutorul pe care îl oferi tu oamenilor. El este recompensă și sursa motivației tale interioare. Munca îți va umple o mare parte din viață și singura cale prin care poți fi cu adevărat mulțumit este să faci ceea ce consideri o muncă extraordinară. Singura modalitate prin care poți face o muncă extraordinară este să-ți placă ceea ce faci. Dacă încă nu știi ce îți place, caută în continuare și nu te da bătut. Elev, orice om este fericit și împlinit și se simte bine atunci când are succes. Succesul este rezultatul muncii. Fără muncă nu există succes. Și acum, ce este și cum se poate atinge succesul? Este succesul o competență, o abilitate sau poate o stare? Te îndemn acum să desenezi o scară. Pe treapta de jos adaugă o persoană. Aici se află acum toți elevii clasei a șasea. De fapt, esența succesului stă în fiecare, însă nu toți știm să-l provocăm și mai ales să-l menținem.
Încrederea în sine și perseverența sunt elementele esențiale pentru atingerea succesului tău în viață. Ele sunt atitudini ce pot fi cultivate în timp, în primul rând prin eliminarea gândurilor negative legate de propria persoană și aprecierea punctelor forte personale. Conștientizarea și îndreptarea punctelor slabe, cum ar fi eu pot, eu știu, eu voi reuși, eu sunt încrezut, eu sunt important, iar pentru aceasta avem nevoie de multă comunicare, elevi, cu semenii noștri și să știm să alegem în jurul nostru câteva persoane, în primul rând, care ne susțin și au încredere în noi. V-ați întrebat vreodată ce au în comun persoanele care au succes în viață și de ce unii oameni reușesc, dar alții nu? Este foarte importantă aici gândirea pozitivă, dar nu este suficientă. Ați uitat de muncă și perseverență. Succesul este rezultatul muncii, dar este important să fii perseverent în ceea ce îți dorești și ce faci. Succesul trebuie să vină pe măsura efortului. Ai grijă să echilibrezi efortul. Nu este bine să muncești și să depui efort în salturi. Odată ce te apuci de realizarea unui gând, a unei idei, trebuie să muncești continuu. Să ai un plan bine pus la punct și dacă începi un lucru, îl duci la bun sfârșit. O muncă fără perseverență este o cheltuială a efortului și în cele mai dese cazuri lipsa unui rezultat. Tenacitatea și perseverența trebuie să te însoțească în toate activitățile tale, la învățătură, în activitățile cotidiene, în familie, în realizarea unor hobby-uri, în relațiile cu colegii, dar și prietenii. Ele, o decizie luată greșit atunci când îți alegi meseria, școala sau serviciul, te poate costa mai târziu împlinirea profesională și satisfacția muncii pe care o faci. Dacă nu ți urmezi vocația, vei ajunge inevitabil să te plictisești de munca ta și să fii nemulțumit. Toți oamenii care ating succesul sunt, fără excepție, pasionați de ceea ce fac. Și numai așa poți să-ți practici meseria pentru o viață și să ai rezultate, desigur, remarcabile. Ținând cont de trăsăturile omului, ele se pot modela și dezvolta și oricine poate deveni un om de succes numai dacă depune efort și, cel mai important, dacă își dorește desigur acest lucru. Dragii mei, când o întâmplare se termină rău, omul dezvoltat personal trage și o concluzie. Ei bine, să mergem mai departe, că nu e sfârșit de lume. Și eu, desigur, te îndemn. Fii tu însuți. Nu încerca să fii ceea ce vor alții. Acceptă schimbarea și înfruntă greutățile, încearcă chiar să fii flexibil. Succesul astfel va veni fără ca să-l cauți. O să continuăm cu următorul exercițiu. Fiți implicați la moment și indicați. Activitățile în care sunteți bine organizați și le realizați cu perseverență. Activitățile în care ar fi bine să fiți mai organizați. Și ce? Activitățile pe care le neglijați și le faceți la întâmplare. Apare ideea învățării. Alege o muncă ce îți place și nu va mai trebui să muncești nicio zi în viața ta. Insist atât de mult pe descoperirea și valorificarea vocației, pentru că este singura șansă să fii împlinit profesional, să faci o muncă din plăcere pentru toată viața și să îți manifesti potențialul la maxim. Doar când îți iubești munca, poți să dai tot ce ai mai bun în tine și să te concentrezi să aduci un plus de valoare. Factorii importanți pentru atingerea cu succes a obiectivelor în viață sunt următorii. 1. Automotivarea, 2. Concentrarea și 3. Învățarea. Elevi, și acum apare întrebarea, ce înseamnă și cum poți tu să perseverezi?
Să perseverezi înseamnă să mergi înainte chiar dacă treci printr-o perioadă grea, adică să nu renunți. Stabilește clar obiectivele și fă-ți un plan pentru a le atinge. Analizează foarte bine opțiunile. Muncește în fiecare zi ca să obții ceva. Învățatul este cheia succesului. Identifică persoane sau un grup pe care poți conta în orice moment. Ai curajul să depășești zona de confort, cu pași mici, dar siguri. Învață din experiență și din greșeli. Să ai mereu în minte viziunea. În loc să te concentrezi pe dificultățile care apar în fiecare minut și în fiecare zi, amintește-ți și ceea ce vrei să obții pe termen lung. Citez. Există un singur succes, să fii capabil să-ți trăiești viața în modul în care vrei tu. Întrebați doi adulți ce lucruri au contribuit la creionarea biografiei lor. Formulează 3-4 întrebări. 2. Creează un ghid pentru interviu și 3. Înregistrează răspunsurile. Continuăm cu exemple de întrebări pentru interviu. Cum vă numiți? Câți ani aveți? Ce profesie aveți? Cum v-ați ales această profesie? Ce v-a ajutat în școală sau în instruire? Au fost momente în care ați avut nevoie de ajutor ca să ajungeți unde sunteți acum? Sau ce credeți că este important în educație și în viață? Și ce mi-ați recomanda pentru viitorul meu? Elevi, unii oameni care au atins succesul se pot simți triști deoarece au sentimentul că au muncit foarte mult, iar fericirea succesului a durat foarte puțin. Aceștia sunt oamenii care nu s-au bucurat de călătoria care i-a dus spre succes, ci a așteptat punctul culminat pentru ca apoi să fie ușor dezamăgiți după puțin timp, când realizează că trebuie să o ia de la capăt și să vină cu un alt obiectiv. Alții chiar ar putea cădea în capcana mândriei de sine, care este considerată cel mai mare pericol al atingerii succesului. Pe când sunt și oameni care își pot menține echilibrul omenesc, indiferent de circumstanțe. Acum să tragem o linie și să stabilim care sunt factorii de succes. Tăria, rezistența, răbdarea, munca, perseverența și învățarea pe tot parcursul vieții. Apare ideea învățării pe tot parcursul vieții. Scrie acum, cum menținem concentrarea, de ce trebuie să muncesc eu din greu și cum mă pot automotiva. Ia atitudine și adoptă o rețetă personală pentru viitorul tău. Perseverează. Comportă-te ca și cum munca ta ar face diferența și o va face. Îți mulțumesc pentru atenție.